E bine să limitați mâncarea prăjită, nu doar din cauza caloriilor în exces pe care le aduce. Prăjeala determină apariția așa numitului colesterol oxidat, cel mai agresiv. De ce când îmi crește glicemia în sânge mi se recomandă mai puțin zahăr, mai puțină sare, dar și puține alimente prăjite, pentru că toate fac legătura? Mâncarea prăjită aduce direct în intestinul subțire cantități uriașe de factori așa numiți prooxidanți. Riscă să apară în circulație LDL, colesterol oxidat, colesterolul rău oxidat, un fel de accident nuclear. Zahărul mare din sânge, numit hiperglicemie, determină la rândul lui să apară în circulație așa numit colesterol rău, adică lipicios, de asemenea periculos. Ce se întâmplă în cele două condiții biologice pe care am putea să le controlăm singuri? Cum? Limitând mâncarea prăjită și controlându-ne glicemia din 6 în 6 luni. Ne uităm în vasele de sânge unde apare ateroscleroza. În contact direct cu sângele stă o foiță extrem de subțire numită endoteliu, ne explică membrul Academiei Române Anca Sima, doctor Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară. Se vede cum LDL, fie că e normal sau oxidat, intră prin endoteliu și începe să se depună aici. Aici sunt o sumedenie de celule macrofage, celule musculare netede care se încarcă cu acest colesterol, mai ales cu cel oxidat sau cu cel glicat. Celulele macrofage aparțin sistemului de apărare. Prin sânge însă circulă și calciu, un element vital. De ce să nu consumăm sare în exces? Numim săruri atât calciu cât și sodiu, adică sarea. Care sunt legăturile? Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară. Tot din circulație și de multe ori odată cu LDL pătrund molecule de calciu. Sunt favorizate de moleculele de sare pentru că toate sărurile astea sunt într-un echilibru între ele. Cu cât sodiul, sarea e crescut, intră și calciul. Se leagă de aceste depuneri lipidice care sunt la începutul particolelor de LDL, după care se aglomerează. Calciul ăsta se lipește de moleculele de LDL oxidat sau glicat, adică LDL colesterol lipicios determinat de prea mult zahăr în sânge. Așa apare placa dură de calciu din vasele de sânge, relatează știrile protv.ro.